Restricțiile se relaxează începând de astăzi, deși nu putem vorbi încă de libertate totală. Putem merge să ne vedem cu prietenii, ori să ne plimbăm în parc, dar nu în grupuri mari. Frizeriile se redeschid, dar cu respectarea regulilor de distanțare. Iar din oraș putem ieși cu declarație, dar nu pentru a face turism. Odată cu intrarea în starea de alertă vom putea ieși din case fără documente justificative. De acum ne putem plimba prin toată localitatea, nu doar în jurul casei, iar dacă vremea este bună putem sta cât vrem în parcuri, însă nu în grupuri mai mari de trei prieteni, însă putem ieși împreună cu toți membrii familiei, indiferent cât de numeroasă este aceasta. De asemenea, putem face sport, dar trebuie să fim atenți să păstrăm distanțarea socială. Când vine vorba despre cumpărături, de mâine le putem face la orice magazin din oraș. Totuși, magazinele care aveau program non-stop rămân în continuare închise pe timp de noapte. După două luni în care ne-am întâlnit doar online cu prietenii și rudele, vom putea merge să-i vizităm. Cert este că toată lumea abia așteaptă să treacă odată starea de urgență, iar oamenii își fac deja planuri. La frizerie. Să mă tund. Să mă aranjez și mai mă duc și la bancă să trag niște bani. Că ni s-a terminat banii în criza asta. Deocamdată, însă, trebuie să renunțe la planurile de vacanță. Deplasarea dintr-o localitate în alta nu este permisă pentru turism.